Salutare și bun venit la un episod de vlog. Marius Mitrache mă numesc, iar astăzi vreau să discutăm despre triceps. Continuăm seria antrenamentelor inteligente, deci unde o să vedeți o grupă de mușchi care începe cu litera I, ca la iPhone, de exemplu. Acolo vom discuta despre metode mai bune, despre o strategie îmbunătățită pe care să o folosiți în antrenamentul vostru. Primul episod a fost despre biceps, episodul cu numărul 2 va fi dedicat tricepsului. Înainte de toate, haideți să facem o constatare, să vedem ce se face în sală, ca să știm ce putem îmbunătăți. Deci, din punctul meu de vedere, ce am observat că se face în sală de cele mai multe ori, este o variație pe tema extensiilor la cablu. Haideți să vedem. Extensii cu funia, extensii la V, o bară în formă de V, extensii cu bara dreaptă, sau tot extensii la bara dreaptă, dar în supinație, cu palmele în sus. Deci cam astea ar fi, din punctul meu de vedere, cele mai mari variații ce se fac în sală. Următorul exercițiu ca popularitate ar fi împinsul cu bara din apropiat și flotările la paralele. Ne aflăm cumva în aceeași zonă când vine vorba de variație. Variez cumva doar prizele la un singur exercițiu, mai faci încă unul. N-am nimic împotrivă cu niciunul dintre aceste exerciții, toate sunt eficiente, dar se poate mai bine de atât. Haideți să înțelegem înainte de toate anatomia tricepsului. De ce se numește triceps? Și biceps se numește biceps. Biceps înseamnă două capete, triceps înseamnă trei capete. Cum triceratops, dinozaurul, are trei coarne și tricicleta are trei roți, așa tricepsul are trei capete. Care sunt acelea? Avem capătul lung, capătul practic din interior, capătul scurt, cel din exterior și capătul medial. Este un mușchi micuț aici undeva în zona cotului care abia se vede și pe care doar o să-l amintesc în vlogul de astăzi, pentru că este de destul de mică importanță când vine vorba de esteticul tricepsului. Vom începe cu acțiunea tricepsului medial ca să scăpăm de el. Avem extensii în supinație, palmele în sus, exercițiu ce poate fi făcut simultan, adică cu ambele brațe, sau alternativ cu un singur braț. Și aici aveți mai multe variații. Puteți să plecați cu brațul din fața trunchiului sau din lateral. O altă mișcare pentru capătul medial este împinsul cu bara din apropiat. Acest exercițiu poate fi executat cu bara dreaptă, cu bara EZ, poate fi executat cu gantere, cu o singură ganteră. Ideea este să ții coatele pe lângă corp și să împingi. Este un fel de extensie. Diferența între împinsul pentru tricep și împinsul pentru piept este implicarea pieptului. Totul se întâmplă pe un spectru. Cu cât duci coatele mai mult în lateral și împingi, cu atât implici mai mult pieptul. Cu cât ai coatele mai apropiate de trunchi și nu încerci să strângi pieptul. Pentru că poți să implici pieptul și la o mișcare cu priza apropiată. Poți să faci împins apropiat, iar dacă scopul tău e să faci aducția pieptului, reușești să-l implici în mișcare. Scopul extensiei pentru triceps este să nu implici pieptul în mișcare. Ceea ce înseamnă că trebuie să te gândești la toate mișcările pentru triceps din perspectiva antebrațului flexat pe braț, ca punct de plecare, după care îl extinzi. Fie că e vorba de extensie, unde se mișcă doar antebrațul, fie că e vorba de împins, unde se mișcă ambele segmente. Deci dacă vrei o mai bună implicare a tricepsului, trebuie să privești toate mișcările prin perspectiva asta. Acum că am terminat cu capătul medial, haideți să mergem la capătul lateral. Ca să nu uit să vă zic mai târziu, vreau să vă zic începând de acum, toate trei capetele lucrează la toate mișcările pentru triceps. Totul se întâmplă pe un spectru, de la mai puțin implicat la mai mult implicat. Nu este zero implicare, ca un buton pentru lumină, închis-deschis, închis-deschis. Nu, totul se întâmplă pe un spectru, deci trebuie să aveți în vedere nuanțele. Sunt multe nuanțe de gri aici, nu prea este alb și negru când vine vorba de antrenament. Acum discutăm despre capătul lateral, despre bucata asta din lateralul brațului. Are sens, nu? Mișcarea pe care o face predominant acest capăt al tricepsului este extensia când ai brațul pe lângă corp. Deci, practic, orice cu brațul pe lângă corp. Fie că e vorba de bara asta, fie că e vorba de funie. Această mișcare executată predominant de acest capăt. O altă modalitate de a targeta capătul lateral este împins, dar nu cu coatele în lateral, ci cu coatele spre exterior, dar priza apropiată. Asta ar însemna împins cu Z-ul, împins la cablu, de genul ăsta, cu coatele în exterior, sau pur și simplu flotări diamond, le știți, cred că le știe toată lumea. După cum vedeți, nu e foarte complicat, acesta a fost capătul lateral. Haideți să discutăm despre capătul lung al tricepsului, capătul care dă, de fapt, mare parte din volumul acestui mușchi. Este situat în spatele brațului, ceea ce înseamnă că pentru a-l targeta trebuie să schimbăm poziția brațului față de corp. Acum puteți să aplicați ceea ce am vorbit la biceps. Deci capătul lung lucrează pe un spectru, de la cel mai contractat, unde brațul e în spatele corpului, la unde e întins și la unde e cel mai întins. Acum intervine problema cea mai mare. Majoritatea nu lucrează variația. Unde tricepsul este cel mai întins, și anume extensii cu umbraze asupra capului, extensii cu Z-ul la frunte, skull crushers, extensii cu gantera
sau cu funia deasupra capului. Dacă mă urmăriți de foarte mult timp, știți că eu țin cont de aceste lucruri și le fac la fiecare antrenament. Deci care ar fi uneltele, care ar fi exercițiile de care vă puteți folosi ca să targetați acest mușchi? Haideți să le vedem. Avem kickbacks cu gantere. Mișcare pe care o fost face simultan cu ambele brațe, din culcat ventral, adică cu pieptul pe o bancă, sau din picioare. Cea mai populară variantă de execuție este aceasta. Poziție ca la ramat, cotul sus, extensie, revenire. Extensie, revenire. Aveți grijă că în momentul în care obosiți, aveți tendința să pivotați. Adică nu veți mai fi cu trunchiul paralel cu solul, ci veți face ceva de genul ăsta. Încercați să evitați această pornire. Dacă kickbacks-urile ne oferă cea mai bună contracție, și anume brațul în spatele corpului cât se poate de sus contractat, următorul exercițiu este flotarea la paralele, unde brațul pleacă din spatele trunchiului, dar împinge în jos. Deci avem kickbacks împins în jos. Avem varianta de împins la aparat și avem flotarea la paralele. Ambele exerciții fac același lucru, doar că unul îți oferă rezistență cu discuri sau cu cablu, cu ce alternativă ai tu în sală, sau poți să faci flotări la paralele cu greutatea propriului corp sau să mai adaugi greutate. Următoarea variație pentru capătul lung este Skull Crusher-ul. Extensii cu bara EZ din culcat dorsal. Acest exercițiu poate fi executat și cu gantere, și cu un singur braț, și cu bara dreaptă, și cu bara EZ. Vă arăt varianta cea mai populară. Scopul acestui exercițiu este să întinzi tricepsul. Asta înseamnă că brațul ar trebui să plece ușor în spatele cap. În momentul în care le faci la frunte, pui mai multă tensiune pe inserția asta în loc să pui pe inserția asta. Deci încercați să executați mișcarea de forma asta. Brațele paralele, față în față, extensie, revenire. Încercați să țineți brațul un pic mai ridicat, pentru că e foarte important să alungim tricepsul, să păstăm brațul drept și să mișcăm doar antebrațul. De forma asta. Și corpul uman are tendința să caute calea cu cea mai puțină rezistență. Așa că dacă ești dominant pe capătul lateral, fără să-ți dai seama, în subconștient vei căuta o traiectorie care îți va implica mai mult capătul lateral și nu vei reuși să pui suficient stres pe capătul lung sau invers. Ești dominant pe capătul lung și nu reușești să implici și capătul medial. Când vine vorba de orice mușchi, în situația asta trebuie să revii la mișcările de bază, să gândești ce mișcare face mușchiul ăsta, să o execuți cu greutăți mici, să pui accent pe toate fazele mișcării, pe partea concentrică, pe partea excentrică, pe contracție, să încerci să simți mușchiul ăla, să ai o conexiune bună cu el. Ultimul exercițiu pentru capătul lung ar trebui executat ultimul din antrenament. Există un risc mare de accidentare în pozițiile în care mușchiul este cel mai întins, respectiv poziția unde faci stretching. Dacă vrei să-ți întinzi tricepsul, ce poziție adopți? Cum se face stretching pentru triceps, practic? Vă arăt imediat. Deci dacă asta este poziția în care tricepsul este cel mai întins, asta trebuie să fie și poziția de plecare pentru acest exercițiu. După cum aveți, îl puteți executa într-o multitudine de feluri și am să vi le arăt pe mare parte din ele, inclusiv preferata mea. Poziția asta de stretching, pentru asta faci exercițiul ăsta, contracția nu este una bună. În momentul în care ajungi cu brațul deasupra capului, articulația este în extensie și nu mai ai ce forță să împingi. Devine un exercițiu de echilibru. Aici tricepsul nu mai execută absolut nimic. Ca să ai o foarte bună contracție a tricepsului, trebuie să ai o forță pe care vrei să o împingi. Nu e suficient să faci o extensie. Și la extensii cu gantere deasupra capului și la kickbacks-uri, forța pe care vrei să o împingi este gravitația, pentru că lucrezi cu gantere. Iar dacă aici ai brațul paralel cu solul și gravitația este forța care trage perpendicular pe sol, atunci punctul de maximă contracție coincide cu punctul de maximă rezistență. Dar când ai brațul deasupra capului, punctul de maximă contracție coincide cu zero rezistență. Practic, greutatea se sprijină pe schelet. Altă variație pe baza acestei mișcări este extensii cu gantera deasupra capului și în funcție de cum ții coatele. Dacă le ții orientate spre înainte sau spre lateral, poți să implici mai mult capătul lung. Dacă le ai orientate spre interior, spre înainte, sau capătul medial și lateral, dacă brațul pleacă în exterior. Ajungem ușor, ușor și la exercițiul meu preferat, pe care l-ați văzut în vlogurile mele de foarte multe ori. Prefer acest exercițiu pentru că nu necesită partener, ca la extensiile cu bara EZ deasupra capului, trebuie să vină cineva să-ți ridice bara, nu mai ai nevoie de așa ceva. Este safe, este ajustabil, poți mișca, dacă ai opțiunea la cablu, să miști rezistența sus sau mai jos. Poți face drop seturi mult mai ușor, pentru că trebuie doar să schimbi cuiul.
și nu risc să spargi capul cu bara. Ultima variație din vlogul de astăzi pentru capătul lung al tricepsului este probabil și cea mai eficientă, variația care îți permite cea mai bună alungire a tricepsului. Este un exercițiu pe care eu personal îl găsesc foarte confortabil pentru articulația cotului. Îți minimalizează riscul de accidentare și nevoia de partener de antrenament. Și ca bonus vreau să vă mai arăt o versiune a extensiilor deasupra capului cu gantera. O versiune care elimină problema contracției de vârf, unde tocmai v-am explicat că în punctul de maximă contracție la acest exercițiu cu brațul deasupra capului nu mai oferă niciun stimul la capătul mișcării. Există o variantă prin care poți să pui stimul pe capătul mișcării dacă compui forțele, așa cum o să vă arăt imediat. Ce este diferit la acest exercițiu față de extensia cu gantera deasupra capului? Faptul că rezistența vine oblic. Vine de la pumnul meu care ține mânerul către scripetele amplasat jos. Adică forța vine oblic, așa că eu cu brațul drept încerc să înving o rezistență care mă trage către scripete. Pe când la extensii cu brațul deasupra capului, forța pe care încerc să o înving este gravitația, iar în punctul de maximă contracție, gantera se sprijină pe schelet. Deci avem odată variațiile din punct de vedere al prizei. Avem supinație pentru capătul medial, avem pronație pentru capătul lateral și avem priză ciocan pentru capătul lung. Asta ar fi una dintre clasificări, iar a doua, care contează din punctul meu de vedere mai mult, este al poziției brațului față de corp, felul în care ții prizele și unde duci stimulul. Un antrenament de triceps conceput corect ar trebui să conțină o extensie cu brațul pe lângă corp, o extensie cu brațul deasupra capului și o extensie cu brațul în spatele corpului. Dacă mă întrebați pe mine, nevoia de a împinge cu bara din culcat cu priza apropiată este destul de mică, pentru că în timpul antrenamentului de umeri, când împingi deasupra capului sau de piept, când faci o grămadă de exerciții de împins, stimulezi printr-o mișcare foarte asemănătoare tricepsul. În literatura de specialitate, seriile pentru împins deasupra capului sau împins pentru piept sunt notate ca 50% și pentru triceps, adică jumătate de serie pentru triceps, orice exercițiu de împins. Motiv pentru care încerc să nu împing foarte asemănător cu ceea ce fac în timpul antrenamentului de umeri sau de piept. Găsesc valoare în a face flotări la paralele sau extensii, dar nu prea găsesc valoare în a împinge din apropiat. Nu zic că nu e eficient, nu zic că nu e bun, nu zic nimic din toate lucrurile astea. Zic doar că e prea asemănător cu împinsul pe care îl faci pentru piept cu gantere sau cu bară. Și când zic e prea asemănător, nu zic că e identic. Diferența notabilă între asta și asta este cât de mult împlici pieptul. În rest, tricepsul lucrează relativ asemănător. Nu uitați că aceeași variație de prize o poți executa în diverse poziții. Poți executa kickbacks-uri în supinație, în pronație, cu priză neutră. Poți executa și extensiile deasupra capului, în supinație, priză neutră, pronație. Dar din punctul meu de vedere, variația prizelor este secundară poziției brațului față de corp. Sper că v-a plăcut acest vlog, sper că v-a fost de folos. Am ținut cont de sugestiile voastre și am plecat de acasă, am lăsat tablița nedesenată și am venit în sală să vă arăt practic, pentru că poate e mai ușor de vizualizat și mai ușor de reținut. Vă recomand să profitați de reducerile de la SX. Vă recomand să profitați de cuponul meu de reducere pentru abonamentele SX, unde aveți 15% reducere cu codul Marius25, acces la peste 220 sau 230 de săli în momentul de față din toată țara cu un singur abonament. De ce să plătești mai mult pentru un singur abonament la o singură sală când poți avea un abonament la mai multe săli? Poate într-o sală vei găsi mai multe opțiuni pentru picioare, poate o sală are aparate mai bune pentru spate. Te poți antrena la diverse săli cu un singur abonament. Intră pe aplicația STX și vezi sălile partenere, vezi sălile din zona ta și profită de codul de reducere. Pentru suplimente vă recomand suplimentele de la Prozis. Aveți două cupoane de reducere, Marius 10 și Mitrache, și după cum vedeți în aceste două campanii active, în funcție de suma comandată veți primi și produse gratis, iar transportul este gratuit tocmai din Portugalia la comenzi de peste 240 de lei. Pe lângă 50% reducere, bineînțeles. Nu uitați să dați subscribe, iar din restul de videouri făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante, așa că să ne vedem la episoadele următoare cu tricepsuri și mai mari și cu temele făcute bine. Vă salut!